Salutare, prieteni, și bun venit pe canalul meu. Numele meu este Marius și astăzi avem un C1, un Citroen C1, care are niște zgârieturi destul de, nașpa să zicem așa, arată destul de, nu sunt foarte grave. Eu consider că se pot remedia unele dintre ele. Am tras niște cadre prima să le vedem pe toate, pentru că se vede doar în anumite reflexii. Deci, dacă te uiți cu lumina spre el, s-ar putea să nu se vadă foarte bine. Așa că o să folosim astăzi, o să vă arăt exact ce o să folosim ca să scoatem niște zgârieturi care sunt deranjante, zic eu. Așa că hai să trecem la treabă. Deci, asta ar fi una dintre ele. Nu știu dacă se vedeți, e cea mai vizibilă din punctul de vedere al luminii. Mai avem și pe aici una. Avem foarte multe și pe aici avem. Mai avem și pe aici. Cred că se poate vedea. Și pe capotă. Și o să încercăm să le scoatem. Hai să avem nevoie de o pastă. Este o pastă destul de fină. Deci este o pastă abrazivă fină. Deci este cam ultimul stadiu. Deci nu avem nevoie de una foarte abrazivă. Cum ar fi polișul de la 3M, cel verde, care este între, este medium sau ceva de genul. După, trebuia să vă fac un review la această mașină de polișat, care, sincer, își face treaba. Avem un burete mediu, care în general poți să-l folosești inclusiv la polișat, să zicem, faruri, cam asta ar fi. Nu este foarte, mă refer, foarte tare, nici foarte moale, este între. Și eu zic că își face treaba de minunat. Ok, o să turnăm puțin poli și o să vedem dacă reușim să salvăm ceva din această mașină care are niște elemente care nu știu ce s-a întâmplat, sincer, dacă stăm să ne uităm. Adică, nu știu, parcă ar fi avut ceva și cineva ar freca cu ceva, nu mi-a zis că l-a zgâria cu, nu știu, ce să zic, cu un șmilghel, doar așa, și da, sunt multe zone. O să încercăm să le scoate și vedem ce iese. Bun, se pare că primul rezultat a ieșit destul de bine, cum putem vedea. Nu mai avem acele zgârieturi. Așa că o să continuăm și cu restul la fel și o să revin la final să vă arăt rezultatele, are sens la fiecare. Ăsta la fel, tot ceva simplist care iese. Și mai avem sus foarte multe, unul aici, care sincer încerc să vă focalizez de aproape, chiar se vede că zgârieturi, dar fiind gri, sunt foarte ușor de scos. Unele dintre, nu zic că o să le reușim pe toate, cel puțin asta e destul de gravă. Pare așa foarte bun. Să zicem că în caz nu reușiți, vă recomand să luați un șmigăl de 2500-3000, combinație cu apă sau cu o soluție, cu orice soluție, nu contează, și o soluție de geamuri, și trebuie să frecați ca să aduceți la o formă aceste zgârieturi. Și bineînțeles, după aia vă trebuie o pastă abrazivă medie, care să fie foarte bună, și un pad, un burete, o leacă mai dur pentru a acționa, și pe aia, bineînțeles, o să schimbi un poliș mai fin și după aia, bineînțeles, vine protecția. Dar, în principiu, se pot duce aceste mici zgârieturi, așa că o să încercăm și noi. Se pare că zona asta a ieșit chiar bine, nu știu, să focalizăm. Chiar se poate vedea că a ieșit super bine și nu mai avem acele zgârieturi, nu știu, nașpa. Și știți că aici, în mijloc, era o zgârietură destul de nașpa, nu știu din ce poziție să vă arăt. În fine, cei drept, nu mai sunt zgârieturile alea nașpa albicioase, dar, fiind zgârieturile foarte profunde, trebuie și folosit un șmilgăl. Eu zic că de la granulație la 1500, te duci la 2000 și 3000. Cred că, nu știu dacă pot să focalizez. Bine, cei drept pe cameră nu mi le arate, dar la ochiul liber se mai pot vedea ceva micuțe. Care sunt mai grave, cam așa se procedează. Cred că se văd câteva umbre și aici la fel. Se poate vedea că asta e destul de gravă și nu o să se ducă pentru o simplă polișare. Așa că ar fi necesar mai mult. Bineînțeles, mai avem câteva de făcut pe partea aia, dar nu se văd acum. Dar, în principiu, a ieșit super bine. Adică, mă arată altfel în momentul de față. Capota, că am terminat-o, v-am arătat prima dată, chiar a ieșit super bine.
Și avem farurile astea puțin așa îngălbenite. O să încercăm să-i mai dăm o tentă, doar un poliș, fără șlefuire, fără nimica. Să vedem dacă le îmbunătățim puțin. Și asta, și asta la fel, dacă se poate vedea. Dar în principiu, mașina arată bine acum, adică mult mai bine, adică sunt niște detalii destul de esențiale. A ieșit destul de bine, adică luând în calcul că doar nu l-am șlefui și doar l-am aplicat un poliș abraziv, bineînțeles de fin, să zicem așa, nu era foarte abraziv, zic că rezultatul este unul destul de bun. S-a dus petele alea care erau insistente. Dacă ne uităm pe farul ăsta, nu știu dacă se poate vedea bine, ăsta arată mai bine ca cealaltă, dar l-am arătat destul de rău. Așa că zic că rezultatul a fost destul de ok. Eu zic că această mașină de polișat își face treaba. O să facem un clip pe canalul Tutorial App și o să vorbim despre specificațiile lor, costul, cât de bună este această mașină de polișat. Ce-i drept, vă zic că o am de peste 3 luni, 4 luni, cam așa, sau și mai bine, și sincer să prezint încă bine și am folosit-o destul de intens. Dar despre ea vom vorbi într-un alt clip. Prieteni, a fost clipul de astăzi. Sper că v-a plăcut. Nu uitați să apăsați un like. Dacă aveți întrebări, lăsați-mi în comentarii. Această mașină de polișat, să zic, nu este o mașină, este o autofiletantă. Nu rezolvă probleme, practic. Ea nu prea lucrează prea mult lac, pentru că nu are destulă forță, dar pentru mici greturi, un poliș la faruri, cât de cât decent, eu zic că se poate. Deci, de ce nu? Se poate folosi în mai multe scopuri, bineînțeles, acea bormașină sau autofiletantă, dar în scopul meu pentru faruri, pentru o mică zgirietură, ceva pe acolo, cât de cât să o reduc, este ideală, să zicem așa. Bun, cam asta a fost, ne vedem data viitoare, pa, pa!